orașul Rovinar, de exemplu, afișele electorale au fost dezlipite de angajații primăriei imediat ce s-au încheiat cele două campanii. Am luat inițiativa și cum Rovinarul era un oraș curat și care merge spre Europa, părea așa încărcat cu aceste afișe de toate culorile, încât nu puteam să dormim noaptea și am participat împreună cu primăria, cu toți angajații noștri și am desfăcut tot ce este în oraș. Pentru că, din păcate, partidele politice n-au vrut să răspundă la apelul nostru și, în urmare, era datoria lor ca fiecare partid politic să-și ridice acele afișe, dar nu au dorit, au dorit numai să-și ia voturile la oameni și să plece. În mod normal, partidele politice sau candidații ar trebui să-și deslipească afișele, însă nu se întâmplă așa niciodată. De obicei, ei se limitează doar la a aduna bannerele mai mari.